Ce avem noi aici? Un produs nou de la Wagmaster, care l-am primit pentru testare. Este un produs interesant. O să facem unboxing-ul acum și vă prezentăm ce produs așteptăm în curând pe stoc. Astăzi vorbim despre un lucru vechi sau totodată nou. Avem în teste, în momentul de fastă, o suflantă pentru uscat interiorul, complet diferită de prima. Specificațiile în mare sunt aceleași ca la cea dinainte, doar că un lucru inedit, avem un lucru în plus. O telecomandă. Am primit în teste în ultima perioadă de la partenerii noștri de la Wagmaster noile suflante pentru cei care își doresc control absolut atunci când usucă un interior. În momentul în care, de exemplu, vrei să pornești de la distanță această suflantă, există o telecomandă cu care vine această suflantă, un buton de on-off pentru a putea funcționa, iar specificațiile sunt în mare aceleași ca și la cea dinainte. Practic, avem un motor la fel ca și cealaltă de 124 W, o putere foarte, foarte mare de suflare. Designul este un pic diferit în sensul că nu mai avem acel galben, avem un gri închis. Panoul este la fel, dar în loc de priză de cuplare în serie, a apărut un display și un buton de on-off în locul acelei prize. După cum se observă, avem diferite poziții pentru această suflantă și o telecomandă foarte, foarte interesantă cu cele trei trepte de viteză care le avem și pe suflantă și un buton de on-off care funcționează cu acest display. Teoretic, această suflantă este concepută pentru cei care fac sport sau au nevoie de control în momentul în care usucă ceva și atunci ai telecomanda, se poate pune inclusiv pe mână și atunci îți controlezi timpii sau, în același timp, să oprești suflanta. Ca și configurație, este aceeași ca și cea cu priză sau care nu are telecomandă. Avem motorul de 124 W, avem 245 de litri pe secundă, avem cele trei trepte de viteză și butonul de off. Și are undeva la 1300 de rotații pe minut. Ca și design, este același design, doar că sunt schimbate aceste culori și, cum spuneam înainte, display-ul. Hai să vedem cum funcționează această telecomandă. E prima dată când o încercăm și noi să vedem cum funcționează. Acum, nici măcar n-am citit manualul. Să vedem exact. Deci nu trebuie comutat pe on-off, doar din telecomandă avem accesul. Pornim butonul. Aici este oprit. Deschis. Apăsăm. Suntem pe viteza 1. Comutăm pe viteza 2. Și viteza 3. Și putem să oprim. Interesant, prima dată când o vedem și noi, am filmat acest video de unboxing ca să vedeți,
Dacă credeți că sunt utile aceste suflante, le putem importa pe România, fiind importatori exclusiv pe România pentru Wagmaster. Ne lăsați în comentarii ce credeți despre această suflantă, dacă credeți că este utilă și dacă vedeți o utilitate în a utiliza în procesele de detailing și nu numai, putem să le aducem pe România și să te bucuri și tu de aceste suflante. Foarte, foarte interesante din punctul nostru de vedere. Noi o să testăm în continuare în atelierul nostru de detailing, fiindcă de asta am și luat-o pentru testare, și o să vă lăsăm în continuare și poate într-un viitor episod mai filmăm să vedeți cum funcționează acest nou model de la Wagmaster. Nu uita să te abonezi la noi pe canalele de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, să ne dai un like, să dai un follow, să apeși pe clopoțel, fiindcă vom avea din ce în ce mai multe prezentări de produse, tutoriale și procese, mai ales pe partea de detailing. Îți mulțumim că ești aproape de noi și ne vedem în curând. Pe data viitoare!